Un profesor va primi salariu în funcție de cum învață elevii. Ce părere aveți? Nu știu dacă are vreo legătură salariul profesorului cu cum învață elevii. Nu mă pot pronunța. Eu am fost dăscăliță, dar nu mă pot pronunța. Într-adevăr, dacă și elevii vor da randament și se va vedea într-adevăr că profesorul respectiv și-a dat interesul pentru a-i face să învețe și să da randamentul la respectiv la ore, dar asta ar fi una din probleme, dar prima problemă trebuie să creăm condiții dascălui să poată preda, să poată învăța elevii și în primul rând trebuie să creăm condiții și salariu. Salariu mai ales în condițiile în care sunt astăzi, când e greu. Și elevii, bineînțeles, că vor face performanță în raport de calitatea dascălui. Neremunerat nu va face niciodată calitate. Nu am nicio părere. Elevii trebuie să învețe, profesorul trebuie să-și facă datoria. Eu consider că elevii ar trebui să învețe foarte bine și profesorul ar trebui să primească salariul după munca lui, nu după munca elevilor. Părerea mea. Oricum, elevii ar trebui să știe că ce învață acum, în viitor, le va prinde bine. E lucru urât. Urât nu se poate. Este permis așa ceva.